Casa de Cultură Geo Bogza din municipiul Câmpina găzduiește începând de vineri 9 martie de la orele 17 expoziția renumitei artiste Manuela Toderaș. Câmpinenii au fost invitați să admire lucrările expuse de artiste. Bine ați venit la Casa de Cultură în această după amiază. Vreau să vă mulțumesc că v-ați grăbit din timp și ați venit. Mi-am propus ca acest foaier să nu fie gol niciodată. Convic cât mai mulți artiști locali și nu numai, pentru că Manuela nu este un artist local, este un artist național. După cum spuneam, mi-am propus să-i convinc să expună la noi. Mi-a reușit cu Manuela, n-a fost ușor, nu? N-a fost ușor. N-a fost ușor, pentru că eu mi-aș dori chiar de anul trecut să expui, dar uite că nu s-a legat, s-a legat anul ăsta și mă bucur că s-a întâmplat așa. Despre lucrările o să vă povestească Manuela mai multe. Eu ce pot să vă spun este că această expoziție a fost și la București. O parte, și, da? O parte. Și cred că a fost primită foarte bine de publicul de acolo. Publicul a putut vedea diferite picturi de grafică și textile, lucrări deosebite în care artista a pus multă pasiune. Bună seara, bine ați venit! Mă bucur să vă întâmpin ca parte componentă, partea centrală a unui trio feminin care se vrea fi gazdă în seara aceasta și ne dorim să observăm pe lângă Ziua Femeii mai multe evenimente personale. Un trio feminin care în aparență e decorativ, dar e mai complex decât pare. Avem un obiect, o lună, o Venus și încercăm să creăm un complex feminin care să vă poată încânta cu mai multe din atributele care sunt găsite în eternul feminin. Am fost întrebată când am organizat expoziția cine va vorbi. Mi-am propus astăzi, având în vedere sărbătorile pe care le vreau să le întâmpin împreună cu dumneavoastră, mi-am propus astăzi să experimentez eu un potențial oratoric. Dacă am scăpări, vă rog să-mi îngăduiți aceste momente de emoție. Sunt o persoană emoțională, emotivă în această expoziție să fie 100% ilustrație. N-am putut. Am hotărât să mă țin de acest obicei al paralelismului cu ocazia zilelor Geo Bogza, când s-a vorbit despre avantgarda poeziei, da, câmpinene, și am zis astăzi, sau mai bine zis anul acesta, să fac o mică introducere în zona textilelor, pentru că în Câmpina oamenii nu sunt cunoscători cunoscători acestei zone artistice. Operele Manuelei Toderaș rămân expuse în foaierul Casei de Cultură. Cei care încă nu au ajuns să vadă expoziția, dar își doresc acest lucru, o pot face până la sfârșitul lunii martie.